meu prieten Mircea Rusu mi-a dat telefon acum câteva zile și am vorbit de atunci câteva zile. Noi când ne întindem la telefon 5 minute, se fac 2 ore jumate, ne opresc ăștia de la companie și... Și mi-ai spus tu, dacă îți mai aduce aminte, că ai o gașcă frumoasă de la Maramureș. Și am zis, păi să vedem... Să punem pe masă ce avem. Ți-am pus și... Ți-am trimis și cântecul. Da, cântecul este trimis. Și ai și zis să... Citez? Dulceață mare, da, acest cântec. Dulceață mare acest cântec. Așa ai zis. Dulceață. Iar eu, pentru că și la primul cântec ai fost, ai reacționat imediat. La Verde Nimeni Drum? Da. Am leșinat la ăla. Fac solemn aici o promisiune. Da. Că fiecare cântec... de pe albumul pe care îl fac cu muzicieni din Maramureș va fi prezentat pentru prima oară aici. Doamne, unde e valoare? Unde, unde e lipsă de constipație? Ce... Unde exact, e bucurie? Exact. Unde e digestie bună? Acolo ne adunăm cu toții, deci... cu voi e la fel de bun. Da. Pentru colegii și prietenii care vorbeau despre o uculea, acum vreo câteva zile, săptămâni, și am râs de am zis că reșinăm, iată uculelele lui domnul. Deci domnul a venit cu culelele la el. Bună, da. Bună. Ce cată uculea la Maramu? Că ăsta e de la... Nu-i tocmai specific Maramureșului. Ne-am imaginat Luca, pentru o clipă. Așa cum o ții deja duce către zongura, ai grijă. Da, să știi, dacă o țin așa, exact, e perfect. E perfect. Dimensiunea puțin, probabil. Da, dar dimensiune, da. Nu știu ce să zic. Bine, și doamna are culea aici. Păi da, dar doamna, fiecare cu culeaua doamna, lui. E mică, nu vreau e o problemă. Vreau să zic că e o uculea, două uculele. Păi logic, zic. Păi despre asta era vorba. E mai bine să cânte o femeie la uculele sau un bărbat? Nu știu. Pentru că eu aș defini uculelele ca fiind, am de vedere că și e foarte proastă, o chitară mare, doar că e mică. E mică, da, de copii. De copii, da. Această adunare s-a făcut pentru că s-a cerut? S-a făcut în mod natural sau ați zis? A venit. Dar la cine? Adică la cine acasă a venit toată adunarea? Adică... A venit de la mine, a ajuns la domnul Călin. Da. Adică v-ați dus dumneavoastră la domnul Călin. Că... Și de la domnul Călin, deci acolo imprimăm toate cântecele. Da. Iar domnul Călin, care cunoaște ca în palmă tot ce mișcă în materie de cântăreți acolo, i-a chemat și pe ei. Dar nu ți-a spus să scoți basmaua de pe chitară, că s-ar putea să nu sune? Nu, eu spun ție să scoți basmaua de pe chitară. Scoteam ei basmaua de pe chitară, cum ar spune Mircea Rusu. Da. Dacă ar fi aici. Deoarece... Eu cu spondiloza mea. Da. Așa. Avem aici o surpriză pentru mine. Eu arăt, deși nu o văd. Oh, it's okay. Ok. Este primul pas spre integrarea ta în echipa noastră. Ei mă vor în echipă, la ei ne știm că eu cânt foarte prost. Cânt foarte, foarte bine cânt, estimați telespectatori. Și vom face dovada, cel puțin a unui cântec, dacă nu mai mult, că ești o cântăreață cu totul specială, da, cum nu există așa în România. Așa zic toate săracele. Eu sunt foarte special. Să auzim un cântec special, vă mulțumim pentru faptul că ați venit de pupăm, părtări. Salutări din toate ogrăzile ce sunt prietene ție. Vă iubim. De ani mulți. E o grăzile ce mai da. Da. Mircea Rusu, cum te prezint acum? Mircea Rusu Ban? Da, și prietenii. Mircea Rusu și prietenii săi. Prietenii săi, exact. Și ai mei. Exact.